Dragi locuitori ai orașului Plămânți, stimați oaspeți, dragi invitați, bună ziua! Participăm la deschiderea programului cultural-artistic Hora de la Plămânți din cadrul festivităților dedicate zilei orașului Plămânți, ediția a 10-a 2012. Poate surprinde titulatura ziua și nu zilei orașului Plămânți, dar vedel principiului nu te întinde mai mult decât cuprinde plavăma, mai ales când este vorba de bani publici și timpul relativ scurt de la preluarea mandatului, am fost nevoiți să organizăm această ediție într-o singură zi și la noi acasă, păstrând obiectivele edițiilor anterioare. Dacă tot am pomenit ediția anterioare, realizăm meritele și eforturile celor care au organizat ultimele ediții și le transmitem recunoștința noastră. Profit de această ocazie și permiteți-mi să vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră de a ne alege în fruntea orașului pe mine și consilierii locali și vă asigurăm că vom lucra numai spre binele comunității. Totodată, aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați din punct de vedere material și financiar care au făcut posibil ca această 10-a ediție să se desfășoare astăzi. Festivalul folcloric Hora de la Plămânți rămâne filonul central al manifestărilor dedicate zilei orașului Plămânți, iar pentru prezentarea și desfășurarea lui am onoarea de a preda microfonul îndrăgitei prezentatoare EPOS-TV Silvia Semeniuc. Așadar, declar deschise manifestările dedicate zilei orașului Plămânți și vă urez distracție plăcută! Bună ziua, dragii mei! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Spun v-am regăsit pentru că în fiecare zi dumneavoastră pe mine mă puteți vedea la Etno TV. Domnul primar, vă rog, veniți alături de mine. Bine v-am găsit, dragii mei! Suntem la cea de-a 10-a ediție a festivalului folcloric Hora orașului Plămânți. Aplauze pentru domnul primar, sufletul acestei manifestări. Vă felicit pe dumneavoastră că ați venit într-un număr foarte mare și vă rog pe toți să vă adunați pentru că va fi un adevărat regal de muzică populară. Și ce să vă spun, sunt bucuroasă, sunt onorată că sunt pentru prima dată aici în localitatea dumneavoastră, în orașul dumneavoastră. Este foarte frumos, dumneavoastră sunteți oameni gospodari, primitori, dovadă sunt casele extraordinare pe care le-am văzut în drum spre scenă. Domnul Dan Olăieru, primarul dumneavoastră, ați pus ștampila pe un om gospodar, un om care va face lucruri minunate pentru orașul dumneavoastră. Aplauze pentru domnul primar, că iată astăzi ne-am reunit aici cu toții să facem o adevărată sărbătoare a sufletului nostru. Sărbătoarea dumneavoastră, o sărbătoare moldovenească, veți vedea foarte mulți artiști care vor evolua aici pe scenă. Domnul primar, suntem la Hora de la Plămânți, vă felicit din tot sufletul și vă rog să le adresați gospodarilor câteva cuvinte. Ce credeți dumneavoastră că va fi astăzi în cadrul acestui minunat spectacol? Manifestările dedicate zilei orașului Plămânți au început un pic mai devreme. Am început cu activitatea sportivă, care deja este spre final, să zic așa, pe bază sportivă Maria Diana Bursuc. Am continuat cu sfințirea monumentului dedicat eroilor, închinat eroilor căzuți în războiul de independență de la 1877, iar astăzi o să avem un program artistic încărcat cu invitați surpriză, să zic. Sper din tot sufletul să vă simțiți, cum știți dumneavoastră cel mai bine, să vă simțiți acasă și chiar dacă au fost unele voci mai răutăcioase, așa la adresa noastră, noi ne păstrăm echilibru și mergem înainte. Mult succes și distracție plăcută alături de cei invitați. Termină. Vă mulțumim din tot sufletul. Nu știu, oamenii știți cum sunt la început, până când o să vadă că faceți lucruri extraordinare pentru dumnealor, o să vă aprecieze pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Eu sunt convinsă și vă rog să-l aplaudați, pentru că astăzi domnul primar, împreună cu echipa dumnealui de la primărie, iată că
a adus artiști minunați. Vom deschide această horă de la Flămânzi cu taraful Doina Holmului din a Căminului Cultural din Frumușica. Îi avem pe scenă? Nu îi avem pe scenă. Îi rugăm pe artiști. Mă gândeam. Am văzut aici multă lume. Stați puțin că vă iau și pe dumneavoastră la întrebări. Nu scăpați. Vă simțiți bine? Sunteți acasă? Ați organizat frumos această manifestare. Am un desfășurător. Mulți artiști care vor evolua. Vom avea orchestra Rapsozii Botoșanilor. Cui să-i dau cuvântul, domnul primar? Mulțumim pentru prezența doamnei Doina Feodorovici, vicepreședinte Consiliului Județean. Așteptăm și președintele Consiliului Județean, pe domnul Florin Țurcanu. Sperăm să vină și alți invitați de la județ și chiar de la centru, poate. Dăm cuvântul doamnei Doina Feodorovici. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc în primul rând pentru invitația, care vă spun sincer că mă onorează și am ținut din tot sufletul să fiu alături atât de dumneavoastră, cât și de domnul viceprimar și de toată echipa reprezentativă a Consiliului Local Flămânzi. Ați făcut un lucru extraordinar, deși într-o perioadă scurtă, un lucru extraordinar pentru concetățenii dumneavoastră și pentru județ, pentru că ați reușit în aceste vremuri de criză să organizați a 10-a ediție a acestui mândru festival, aș putea spune, că putem să-l numim festival. Nu pot decât să vă felicit pe toți, să vă doresc sănătate, să vă bucurați pe tot parcursul zilei de toate surprizele pe care domnul primar vi le-a pregătit și cântec, dans și veselie vă doresc tuturor. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, și mii de felicitări! Totodată aș dori să mulțumesc Consiliul Local care ne-a sprijinit în organizarea acestui eveniment și aș dori să o invit pe doamna Rudica Abăcioaie, director de la Școala Ion Bojoi, să ne spună câteva cuvinte reprezentând Consiliul Local. Bună ziua, vă spun tuturor! Mă bucur că v-ați adunat în număr atât de mare astăzi, pentru că așa cum v-am invitat la vot și ați răspuns prezent, mă bucur că și astăzi când v-am invitat la distracție, din nou ați răspuns prezent. Dorim ca toate lucrurile în localitatea noastră să le facem împreună, pentru că numai împreună putem face lucruri de calitate în beneficiul dumneavoastră. Nu vreau să mă lungesc cu vorbe multe, vreau doar să vă spun atât, să vă simțiți bine și să fiți mereu alături de noi. Mulțumesc! Acum să dăm cezarului ce a cezarului să-și facă treaba. Păi nu mai dăm cuvântul și la alte doamne, la alți domni. Cui mai mulțumim? Vă rog, veniți mai aproape, aveți curaj, vorbiți cu oamenii. Spuneți-le și dumneavoastră câteva cuvinte. Mă numesc Prodan Octavian, sunt consilier USL și vă mulțumesc pentru că ați venit aici în număr așa de mare. Sper pe viitor să organizăm în continuare acest festival, să ducem mai departe tradiția. Vă mulțumesc și urez distracție plăcută. Sunt mai mult decât sigură că tradiția va fi păstrată cu sfințenie aici în orașul dumneavoastră și să mergem mai departe să vedem ce gândește tot consilier sunteți și dumneavoastră. Vă rugăm câteva cuvinte pentru gospodarii care s-au adunat aici în fața scenei. În primul rând vă zic bună ziua și vă mulțumim pentru participarea care este aici și vă urez din tot sufletul multe distracții plăcute. Emoțiile. Sigur, va fi o distracție de pomeni aici. Deja spațiu avem și spațiu verde. Dacă ne încingem, mai facem câte o baie acolo în piscină. Dumneavoastră n-ați vorbit. Sunt consilier Balașe Constantin. Văd că v-ați adunat într-un număr destul de mare. Sunt mulțumit. Aș vrea să vă distrați foarte bine, să însoțiți pe toate formațiile, să fiți alături de ele care vor interpreta astăzi melodii, cântece, dansuri și să vă simțiți bine, vă mulțumim că sunteți alături și distracție plăcută!
Și dau cuvântul și domnului viceprimar Nicu Țară. Vă rog, domnul vice. Țară. Doamna nu ne cunoaște pe toți, să-mi cer scuze eu în numele doamnei. Eu vreau stați să liniștit că o să vă cunosc, până diseară am tot timpul. Noi ca gazdă vrem în primul rând să mulțumim tuturor celor care au venit din altă parte în zonă la noi, iar dumneavoastră, flămânzenilor, care și la bine și la rău ne vedem, vreau să vă urez distracții plăcute, vreau să felicit în primul și în primul rând toate măriile, mărioarele, maricicile și așa cum le știți dumneavoastră după suflet, vă urez în continuare o zi plăcută, o distracție, așa cum stă bine moldovenilor și sănătate! Eu vreau să o invit pe doamna director de la liceul Nicolae Bălcescu, vă rog, doamnă, câteva cuvinte pentru gospodarii care s-au adunat aici. Mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o în campania electorală, alegând pe domnul primar Oloieru Dan, echipa de consilieri USL și toți ceilalți consilieri care împreună vor asigura timp de 4 ani bunul mers al comunității, bineînțeles cu sprijinul dumneavoastră. Vă doresc distracție plăcută, văd aici foarte mulți dintre elevii noștri, le dorim vacanță plăcută în continuare și forțe noi că se apropie anul școlar. Vă dorim o zi frumoasă și să ne amintim mereu că suntem flămânzieni și să fim mândri de asta. Oameni cu suflet mare, domnul consilier Predan, vă rog, poftiți, luați cuvântul, spuneți-le ceva oamenilor. Să rămână dumneavoastră. Bună ziua la toată lumea. Și dacă v-am promis în campanie electorală că o să vă distrați în timpul guvernării noastre, totodată vreau să vă zic că imediat după ce se termină cu distracția ne vom apuca să ducem la îndeplinire și celelalte promisiuni în ceea ce privește infrastructura drumurilor, poduri, fântâni, alimentare cu apă și așa mai departe. O să ne apucăm de treabă și o să reducem la îndeplinire. Nu o să obținem într-o distracție continuă, o să îmbinăm distracția cu munca. Distracție plăcută și la mulți ani măriilor! Mulțumesc! Domnul consilier Negri, vă rog, poftiți, luați cuvântul. Așa, fiecare să vorbească dintre dumneavoastră, pentru că ați muncit pentru cea de-a 10-a ediție a festivalului Hora de la Flămânzi. Multe sănătate la toată lumea, multe sănătate și la mulți ani măriilor, distracție plăcută și numai de bine vă doresc. Sănătate! Sănătate și dumneavoastră, vă dau cuvântul. Am mai vorbit. Ați mai vorbit. Nicio problemă, mai vorbim până diseară, tot o ținem într-o... Să lăsăm să cânte, spuneți dumneavoastră? Bine, noi vă mulțumim din tot sufletul, deschidem acest spectacol, doamnelor, domnilor, domnule primar, rămâneți pe aproape, pentru că veți mai urca pe scenă. Dar nu l-am chemat în fața oamenilor pe domnul director Mihai Atodirestei. Vă rog, domnul director, aplauze, pentru că face lucruri extraordinare pentru cultura tradițională de aici, din orașul Flămânzi. Domnul director, vă rog, poftiți, oamenii vă așteaptă. Oamenii vă cunosc foarte bine, știu cât efort depuneți zi de zi pentru ca dansul popular să fie la cote înalte. Domnul director, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut emisiunile de la Etno TV, a fost prezent la câteva emisiuni, la Vărul Sândem, l-ați văzut? Da! Oamenii spun că da. Și să știți că este un colaborator permanent al televiziunii Etno, domnul Mihai Atodiresei. Mulțumim frumos, ceea ce faceți dumneavoastră este extraordinar. Domnul primar, veniți mai aproape și dumneavoastră, pentru că trebuie să-l sprijiniți pe domnul Mihai Atodiresei, trebuie să sprijiniți cultura tradițională a orașului Flămânzi, pentru că de aici trebuie să pornească toată arta, toată cultura. România trebuie să știe că aici, în orașul Flămânzi, se întâmplă lucruri extraordinare. Dansurile populare, cântecele frumoase, trebuie să fie cunoscute la nivel de țară. Și domnul Atodirese chiar a făcut un lucru, un pas important, a fost și la MAI, la ansamblu Ciocârlia, un mega spectacol care a avut loc în București. Ansamblu folcloric, singurul ansamblu din zona Moldovei, a fost prezent
recent la București, acolo la Ciocârlia, și oamenii chiar l-au aplaudat pe domnul director Mihai Todorescu, au aplaudat membrii ansamblului folcloric Trei Generații. Sărut mâna, vă mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră, suntem bucuroși să vă avem în mijlocul nostru. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru aprecierile dumneavoastră la adresa ansamblului nostru. Acest lucru ne obligă să avem grijă ca mai departe acest ansamblu să facă o imagine bună localității noastre, să contribuie la menținerea datinilor și obiceiurilor noastre. Vă rog să-mi permiteți să salut cu respect spectatorii Festivalului Folcloric Hora de la Flămânz și să le adresez urarea de distracție plăcută. Să fiți sănătoși! Doamne ajută!